Salut, vărsători! Voi face citirea. Pentru săptămâna 22 august 28 august. O săptămână cu luna nouă, luna nouă în fecioară. Sunteți preocupați de achiziția unei case. Sau de modernizare, de închiriere. Pentru voi în această săptămână, cel mai important lucru este această locuință. Voi arătați că vă înțelegeți foarte bine cu o persoană în vârstă, vă simțiți foarte bine în compania acestei persoane. Participați cu familia la o distracție care vă aduce fericire. Legat de cunoaștere sau de călătorii, veți avea o inspecție, o verificare legată de documente. Resursele sunt influențate de relația voastră cu o femeie cu ascendentul zodia sau luna plină în leu. O femeie aprigă, capabilă să lupte. Capabilă să lupte cu voi, fiind chiar o rivală. Sau puteți fi chiar voi, dacă aveți luna plină în leu. La locul de muncă aveți o confruntare cu un bărbat mai tânăr, cu ascendent sau zodie. În Gemeni,
Este un războinic capabil să vă rănească. În carieră aveți ajutorul unui bărbat în vârstă, cu ascendent sau zodie în berbec, este o autoritate și poate să lupte pentru voi. În comunicare cu apropiații, ați făcut eforturi, dar nu ați primit răsplata pe care ați dorit-o. Într-un contract, legat de un contract sau o asociere, aveți o regină de cupe, o femeie cu ascendent, zodie sau luna plină, în rac, sentimentală, romantică, și schimbătoare. Relațiile cu prietenii sau protectorii vă aduc mentorul care vă cere să treceți totul prin conștiința voastră, tot ceea ce ați făcut, deciziile luate, judecata asupra altora, în familie, în cămin, aveți multe pericole persoane care vă mint vă lingușesc vă bârfesc sau vă întind capcane. Este bine să urmăriți, să observați
și să acționați în consecință. Schimbarea poate fi adusă numai de voi în urma unei judecăți drepte, care să vă aducă aproape de destinul vostru și să fiți pregătiți atunci când trompeta va suna, când îngerul vă cheamă. Karma voastră este blocajul mental de care trebuie să scăpați pentru a găsi soluții și a vă elibera. Aceasta a fost citirea. Vă doresc o săptămână frumoasă și vă mulțumesc pentru timpul acordat.